Fi. Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim Asigurări și Pensii. Asigurările sunt ca centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai nevoie de ele, Sunt Sergiu Costache ne aflăm din nou la Ora de risc. Așa cum știți, e o emisiune pentru cei care conștientizează că există riscuri și cea de-a doua categorie, nu numai conștientizează dar sunt interesați și de soluții pentru a se proteja de, de ele. De fiecare dată invit lideri specialiști de, de top. Astăzi o să vorbim despre asigurări care îți cresc afacerea. Dacă ești antreprenor, e foarte bine să asculți această emisiune și o să vă spun de ce. Asigurările nu sunt doar o protecție împotriva riscurilor financiare. Ele pot juca un rol crucial în stimularea și dezvoltarea afacerii dumneavoastră ele sunt nu doar o plasă de siguranță, ci este, sunt și o validare în fața clienților, a angajaților și a celor care sunt interesați să vă fie bine. Așadar, despre ce tipuri de asigurări discutăm ca să îți crească această afacere? Cum pot fi ele accesate? De la cine le iei? Cum arată? Cum ajungi? Cât costă? Și așa mai departe. O să vedem în emisiunea de astăzi, de la invitatul meu, Victor Schreier este CEO al unui cunoscut broker de asigurare Un broker cu tradiție și cu niște campanii în social media, vă spun, uitați-vă, aveți ce învăța Victor, bine ai venit în emisiune Bine v-am găsit, bună seara tuturor și ascultătorilor Am înțeles că ți-a plăcut și nou sediu uh, RFI e Foarte frumos, chiar impresionant da, este, ne simțim, ne simțim bine aici, intrăm direct în subiect. Sunt antreprenor. Ce tipuri de asigurări ar trebui să am în portofoliu? Unele care, nu toate, alea care nu trebuie să lipsească de la niciunul. Sergiu, aici, primul, azi două planuri mari pe care eu le văd după 25 de ani de antreprenoriat și dintre care 23 sunt în brokerajul de asigurări. Și primul e că nu trebuie să te uiți la riscurile astea frecvente și micuțe, care generează fricțiuni de zi cu zi. Cascul nu e așa de important, de exemplu. Dar trebuie să te uiți ca antreprenor, în primul și în primul rând, la riscurile care pot să-ți pună pe butuce afacerea. Acolo trebuie să. și, până la urmă, și ca individ în, într-o familie, tot acolo trebuie să ne uităm prima dată. Că, de fapt, sensul fundamental al asigurărilor, ăsta este să protejeze acele evenimente care ne pot scoate din business. Rămânem în planul BIT de business, da? Uh, și ce e, partea frumoasă este că există și o a doua variantă de, sau al, o a doua categorie de produse de asigurare pe care le poți folosi ca să-ți crești business-ul, să-ți crești profitabilitatea să ai acces la piețe noi și uh, pentru asta trebuie un pic de creativitate un pic de imaginație și un broker bun care să știe să te ajute să le pui în practică Eu, da? zic, eu zic adesea cine nu are un broker bun să-și cumpere Așa cum avem un medic de familie, de ce să nu avem și un broker de familie? Mai ales dacă ești antreprenor, aici mai e o discuție, cum să-ți alegi brokerul. Da? Am discutat în alte, în alte emisiuni asta. Sigur. Bun. Deci cele, cele cu frecvență mică sau mare, dar de valori mici, ar trebui, alea le suportăm cumva din buzunarul propriu. Sau putem A, să... Alea le poți asigura, dar da. nu trebuie să fie primele la care te gândești. Da? Uh... Deci trebuie să prioritizezi un pic riscurile la care te uiți. Și trebuie să îți iei. Nu știu, ești, de exemplu, într-un business de producție. Uh -huh. da? Ai o fabrică, ai niște stocuri și ai și o flotă de 10 mașini pentru distribuție. Niște utilaje, niște oameni. Niște utilaje, sigur că da. da? Și ai o flotă de 10-15 mașini pentru distribuție. Și poate 2-3 pentru transport de marfă etic. Ce vedem foarte des este că. Mulți antreprenori preferă să asigure flota, pentru că acolo sunt uh, evenimentele frecvente, acolo pierzi 2000 de euro, 3000 de euro, 7000 de euro într-un accident sau 500, da? Și au impresia că riscul ăla mare care e legat de fabrică, da, ăla s-ar putea să nu se producă sau e uhă, cine știe când. Dar de fapt, pentru sănătatea businessului, mai întâi trebuie să te uiți la fabrică, pentru că dacă ai pierdut asetul, ai pierdut businessul. Da? Iar partea cea mai și mai frumoasă de atâta este că uh, asigurarea fabricii, de regulă, costă mai puțin decât asigurarea flotei. Uh... Te referi la clădire? Clădire, utilaje, sto -utilaje tot ce e acolo, da, tot, ce, uh -huh. tot ce înseamnă ce înseamnă un incendiu, că asta da? ar fi cea mai sigur, frecventă. Da. Incendiu cu tremuri. Deci dacă ești în business de producție, trebuie să te gândești în primul rând la, uh, la riscurile legate de active, de activele materiale. Apoi, dacă ești în producție alimentară, chiar mai mare de atât, poate să fie riscul legat de răspunderea pentru produs. Da? pentru că dacă doamne ferește, ai pus un ingredient acolo care omoară 10 oameni, sau creează o infecție alimentară în lanț, da? cu efecte grave, serioase o scapă și salmonela în brânză. Da, o salmonela care îți dă o indigestie e una, dar dacă e o, o substanță care pune 30-50 de oameni la terapie intensivă pentru câteva săptămâni bune, s-ar putea să coste chiar mai mult decât fabrica. Da? Și aia de regulă pentru un antreprenor de aici sau de oriunde din lumea civilizată poate să însemne faliment dacă nu are o asigurare de răspundere pentru produs. Și atunci mai întâi ar trebui să ne uităm acolo și după aia sigur ne uităm și la riscurile legate de mașini, că de-aia uh, există produsul ăsta casco. El are sens, e foarte util, dar nu e primul la care trebuie să te gândești. Partea asta cu, parte, cu producția asta alimentară, înțeleg că în principal ar fi răspunderile civile față de terți. Da. Adică faci o prostie, îi afectează pe mai puțin sau mai mulți, dar business-ul tău poate să vină în cap, cum se spune. Da, da, da. 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 Daunele de răspundere civilă sunt daune cu, care se întâmplă rar, dar atunci când se întâmplă, au de regulă o magnitudine foarte mare. Iarăși, dacă fabrica aia e pusă între alte fabrici și foarte aproape de ele, uh -huh. poate eu am o fabrică de 3 milioane de euro, dar reușesc să dau foc la două fabrici de lângă mine, care fac 20 de milioane. Da? Dacă nu am o răspundere civilă bine făcută, am asigurare pentru clădirea mea, dar la răspundere civilă mi-am luat 500 de mii limită sau un milion, sau zic, ma, ok, mi-au maxim 3 milioane, dar nu m-am uitat stânga-dreapta. N-am avut un broker care să se uite el stânga-dreapta și să-mi dea un sfat. Da? Și atunci îți face o limită micuță și, surpriză, da? poți să ai uh, tipul ăsta de efect. Bun, acum am înțeles ce ar trebui să fie în buzunarul oricărui antreprenor. Asta sau. pentru protecție, da, da. Mai e partea aia frumoasă în care poți să te dezvolți dacă folosești instrumente legate de asigurări. Păi, la asta, la asta vreau... Deci oricum ar trebui să avem așa flota să fie, mașinile să fie mai, mai la urmă, să ai clădire și utilaje și stocuri și ar mai fi partea de răspunderi civile. Oricum ca să arunci o privire pe toate riscurile astea, un broker specializat te-ar ajuta. Sigur că da. Acum, am zis că emisiunea asta discutăm despre. Ăstea uh, îți protejează afacerea, dar care sunt ele care îți cresc afacerea? Care asigurări îți cresc fizic afacerea? Cum Aici trebuie a... gândită chestia ui, asta? Uite, uh... eu aș gândi eu în două planuri. Din nou, tot în două planuri. Da? Primul este unul. Foarte specific, cu niște produse pe care le poți integra în strategia comercială, în strategia de business, și realmente să te ajute să te extinzi, să ai tot felul de îmbunătățiri pe indicatorii financiari. Al doilea plan e legat de conceptul general de asigurare și e unul mai degrabă, ok, cum spuneam, conceptual, poate chiar psihologic, și ține de felul în care un antreprenor reușește să se detașeze un pic de business. Știți cum e vorba aia că ieși afară din pădure că, pentru că nu reușești să o mai vezi de copaci. Da? Te-ai te detașat un pic de, de iureșul ăla al businessului de zi cu zi și te uiți și la riscuri și înțelegi la ce ești expus. Știi ce măsuri ei? Unele dintre ele sunt și asigurările și alea sunt de regulă măsurile care te protejează de cele mai importante riscuri. Da? Și uh, nivelul de stres inconștient pe care îl ai scade în momentul în care știi că ai o plasă de siguranță adică pe care ți-ai creat-o cumpărând asigurările astea. Practic, tu ești mai liniștit și poți să te focalizezi mai bine pe business-ul tău. Sigur că da. Și încep să, în momentul în care nivelul de stres inconștient scade, în, în momentul ăla poți și să gândești, să iei decizii mai raționale pentru că frica. E mai la spate, e tratată. E mult. În în, da, da, la care în primul rând te-ai gândit că ai avut, ai, ai făcut pașii doi în spate, te-ai uitat, ai înțeles la ce ești expus, ai înțeles ce poți să protejezi, ai protejat, atât cât ai putut, dar sigur, când te uiți și vezi aș putea să pierd 100 de unități și am protejat 85, e mult mai reconfortant decât să știi că ai putea să pierzi 100 de unități și nici nu vreau să mă uit la ele, da? Și atunci, treaba asta îți dă, în primul rând, curaj și raționalitate. Îți dă capacitatea de a analiza business-ul rațional. Și poți să faci investiții, poți să te uiți altfel la business. Și poți să le spui fabricilor vecine și dacă vă dau foc de la fabrica mea, tot Eu tot nu liniștit, că sunt stau. Da, sper doar să nu fie oameni uh, acolo, să se întâmple seara când... Mai, mai e o da. situație, să spunem că apare, cum s-a întâmplat de multe ori, apare un incendiu la, la fabrica ta, se distrug niște utilaje, ard niște stocuri, sunt afectate niște clădiri. Ce se întâmplă în timpul ăsta? Că tu nu produci, tu nu distribui. Da, asta este, să spunem... Prima și cea mai uh, la îndemână, așa, pe românește, cum ar zice englezul, straightforward, da? așa, cea mai la îndemână uh, uh, formă de asigurare care se leagă de profit. Da? Pentru că a, a, avem pierderea de profit pe care o putem acoperi în relație cu activele care sunt pierdute. Da? Dacă am clădire și... Uh, mi-am asigurat uh, riscul de incendiu pot să asigur și pierderea de profit din întreruperea activității în urma unui incendiu dacă, acel, business interruption? acel business interruption dacă am o linie de producție industrială care suferă o avarie accidentală deci nu am un incendiu sau o explozie în fabrică sau cu tremuri ce am, uh, am o avarie accidentală la linie dacă am și business interruption pentru, pentru acea întreruperi din cauza avariilor accidentale Iarăși uh, am acoperire pentru pierderea de profit. Dar dincolo de asta, sunt câteva produse specifice și cel mai interesant și cel, cel pe care noi l-am văzut foarte, foarte uh, mult aplicat în business uh, este asigurarea de creanțe, asigurarea de credit comercial. Da? În Autobroker facem treaba asta de mai bine de 15 ani și în momentul ăsta asigurăm afaceri de peste un miliard de euro. Da? vânzări de peste da. zim ce e la asigurarea de credit comercial asigurarea de credit comercial este asigurarea riscului ca tu să nu-ți mai încasezi banii în momentul în care ai vândut o marfă cu plata la e termen. E vorba de banii care se încasează la 60-90-120 exact. de zile ai, ai vândut, cum se vând majoritatea bunurilor și serviciilor cu plată la termen în relațiile dintre companii ai vândut cu plată la termen 30-60-90 de zile și poți să ai situația în care până la plată debitorul tău, clientul tău Intră în insolvență sau faliment, sau pur și simplu nu plătește. Din diverse motive sau lui da? foc. Unul din, unul din motive poate să fie tocmai asta, da? Uh, și nu are protecție și așa mai departe, nu are uh -huh. cum să, să -și rezolve problemele financiare și le transferă la tine. Da? Și uh, în ce fel poliția asta te ajută să crești? Păi, în primul rând, um, și repet, am văzut asta din experiența atâtor ani și uh, a unor foarte multe companii și din foarte multe industrii și de foarte multe, de toate dimensiunile. Da? Uh, pe de o parte, de multe ori se întâmplă să ca un antreprenor un sau un manager să zică eu nu mă extind acolo pentru că nu cunosc piața. Da? E foarte des întâlnită treaba asta. Nu, nu știu segmentul, nu știu regiunea aia. Da? Dacă e un antreprenor mediu care operează foarte bine la Iași, uh, s-ar putea să aibă o reținere, să ducă la Cluj sau la Timișoara, că nu cunoaște piața. Da? De ce nu în Ungaria sau în altă țară? Ca să nu mai vorbim de uh, posibilitatea de a ne duce pe piețe externe, da? unde nu mai vorbim de. Uh, acolo avem mult mai multe riscuri că avem și riscuri de legislație diferite, cu tume de business diferite și așa mai departe. Însă, în momentul în care vrei să vinzi unui partener nou și asigurătorul de credit comercial îți spune tu vrei limită de credit, nu știu, 100 de mii de lei și el îți spune zero, ai o foarte bună indicație că ar trebui să faci o dublă verificare, să te mai uiți dată. Dacă din potrivă spune da, ai 100 de mii, îți aprob limita asta fără probleme, ai o foarte bună indicație că s-ar putea să fi găsit un client foarte interesant cu care să poți să-ți dezvolți businessul. Da? Deci intri pe piețe noi, îți găsești clienți, îți poți să-ți selectezi clienții mai bine sau mai sunt asigurări de credit comercial în care n-ai nevoie de această preaprobare a asigurătorului. Se, mai cu seama astea sunt pentru SMI-uri, pentru, pentru, companiile mici și mijlocii în care Uh, ai asigurată? Ai o de sumă în care poți să te... Da, și ai asigurată relația cu toți clienții. Bineînțeles, sunt niște condiții, sunt dif uh, mici diferențe între uh, ofertanți, între asigurătorii care oferă tipul ăsta de produse, dar ne putem uita să vedem care e varianta cea mai potrivită și să poți să, să, să ieși pe o piață nouă. A, un alt mod în care asigurarea asta de credit comercial te ajută să crești. Poate ai nevoie de un furnizor nou. Furnizorul tău, nu știu, nu îți livrează la timp. Începe îți livrează să îți prea scump. Începe să tușească în diverse feluri. Uh, ai găsit unul interesant în Ungaria, în Germania, în China. Trebuie să-ți plătești în avans. De multe ori se întâmplă pentru materii prime să fie nevoie să plătești în avans. Sau ai putea să obții un preț mai bun dacă plătești în avans. Dar-ți e cam teamă să dai 50 de mii, 100 de mii, 500 de, mii de euro în avans. Poți să asiguri avansul ăla. Dacă Asigurătorul uh, asigurătorul zice nu-ți dau limită, s-ar putea să te gândești de două ori dacă chiar te ajută furnizorul ăla sau mai mult. Pentru că asigurătorul deja da. știe lucruri despre istorie, știe lucrurile companii, astea și, și, și asigurând, operând asigurătorii de credit comercial sunt foarte specializați pe, pe uh, linia asta de business, de altfel e o linie foarte specializată cu, în care ai nevoie de foarte multă experiență uh, și ei au uh, văd cum evoluează relațiile de business între companii de-a lungul anilor, și atunci informația asta e foarte importantă. Astfel de, de companie am, au, a ținut o conferință de presă, am fost acolo și am întrebat, zic, bun, cât costă și de, dăm, dăm un exemplu. Și a zis uite, am avut un client, a plătit 15.000 de euro această, această asigurare și am avut și culmea cu o companie din Germania și cu un un istoric foarte bun o companie, să zicem, absolut sigură, a dat faliment și a încasat în baza acestei polițe, era primul an de asigurare, nu mai știu dacă 750 de mii sau un milion jumate de, de euro. De deci 15.000 contra, deci e un deal foarte, foarte bun. Suntem deja la jumătatea emisiunii, aș vrea să amintim și despre asigurările de răspundere profesionale. Care sunt industriile unde sunt obligatorii? Știu de contabil, știu știu chiar și de brokeri că aveți astfel de asigurare. De altfel, avem chiar cea mai mare limită reglementată. Doctorii, legal. Da. personalul da, medical. Da, da, da. Eu tocmai vreau să amintesc și asigurările de răspundere profesionale, pentru că le văd tot în categoria acestor polițe care pot ajuta la creștere și, de asemenea, e o zonă pe care noi o explorăm de mulți ani și am văzut cum clienții noștri au acces la clienți mai mari, la clienți mai buni, la clienți internaționali, pentru că își fac o asigurare de răspundere profesională adevărată, dincolo de ce prevede de diverse, obligă, ce prevăd diverse obligativități în legislația românească și uh, înțeleg că nu e doar o chestiune care ține de fie o cerință legală, fie o cerință din contract ci înțeleg care sunt și beneficiile unei astfel de poliție pentru că, și vă câte, dau câteva exemple pe piețele din Europa de vest dacă furnizezi servicii profesionale că vorbim de evaluări, că vorbim de servicii IT la serviciile IT e probabil cea mai interesantă și mai complexă și o cazuistică, da? nici nu poți să deschizi ușa fără să ai o asigurare de răspundere civilă profesională. Mai mult, dacă te duci, dacă cumva la întrebarea și limita dumneavoastră de. acolo nu te întreabă dacă ai sau dacă nu. ai, te întreabă limita dumneavoastră de răspundere pe asigurare cât e, 3 milioane, 5 milioane sau 10. Uh, și tu zici și, e 500 de mii Eu zic că uh, n-am atunci dacă cumva ești în situația asta și trebuie să spui că n-ai, mai bine te-ai dus la întâlnirea aia, pentru că s-ar putea să fi fost to tocmai să fi fost descalificat. Și uh, am, am văzut situații de genul ăsta. Uh, deci nu e doar cerința aia contractuală, e, e faptul că acea companie înțelege, își pune problema, bă, dar totuși ăștia de ce mă întreabă? Da? Să o fi întâmplat probleme. Oare eu ar trebui să iau și eu în calcul că există riscuri? Uh, am văzut clienții noștri care spun, îmi iau asigurarea asta pentru că nu mai suntem numai noi cei trei fondatori care am început și în care aveam încredere, noi știm că facem, că nu greșim, că nu știu ce. Dar ne luăm angajați noi. Nu suntem așa de convinși că putem să mai avem același nivel de încredere. De... Deci te ajută să scalezi. Îți dă încredere, vorbeam de riscuri, da, antreprenorul la care face doi pași în spate, se uite, vede niște riscuri și zice, ok, putem să și greșim, da, și colegii, ok, nu noi, da, putem să și greșim și atunci ne, uh, ne rezolvăm o bună parte din problema asta cu asigurarea. Asta nu înseamnă că nu mai trebuie să fii diligent ca antreprenor sau nu trebuie să fii atent la ce faci sau ca manager. Am primit o întrebare pentru tine. Ai vorbit de industria IT și ai trezit curiozitatea cuiva. Mă întreabă de asigurările cyber. Ce e, cu, ce e cu ele? Riscuri cibernetice? Aici e altă discuție? E, e o discuție dacă rămânem tot în, în perimetrul ăsta al unei companii care face dezvoltare de software pe lângă riscul de răspundere profesională, ai și niște riscuri de răspundere cibernetică și de multe ori lucrurile pot fi foarte complicate și atunci e bine să ai ambele acoperiri. Pentru că tu poți să faci o greșeală, să scrii în cod ceva greșit care produce mai departe un prejudiciu la client, dar la fel de bine poți să fi fost victima unui atac al unor hackeri care să-ți fi plantat o bucată de cod malițios cumva în, așa fel în ambele cazuri, cât... răspuns da. tu. În ambele cazuri, răspuns tu. Da, una e răspundere profesională, alta este răspundere cibernetică. Da? Și atunci uh, e, e important să ai ambele acoperiri. Ele se, 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 se completează una pe cealaltă. Cred că trebuie să ai mult mai mult pentru că una dintre uzinele de automobile care care funcționează la noi a fost un atac cibernetic și vreo trei zile n-au putut să producă nimic adică acolo era nu numai risc cibernetic era și întrerupere, activitate livrări și așa mai departe Da, acolo ne ducem la cealaltă componentă a, a riscurilor sau celălalt tip de impact al riscurilor cibernetice pentru că atunci când un risc cibernetic se produce când ai un atac malițios a, ai First party losses, ai pierderi la adresa activității tale, ți s-au blocat ție activele, liniile de producție, ai uh, pierderi în legătură cu întreruperea activității și poți să produci daune și terților și alea sunt third party losses, alea despre care am vorbit mai devreme. Da, um, pentru că tu livrezi cuiva care livrează alt cuiva care livrează alt cuiva și ai, ai rupt deja un astfel de, de lanț. Da. Cât, cât la sută din bugetul unui IMM ar trebui să aloce pentru asigurări? Pentru că probabil că ai o cifră din asta 2%, 10%, 5%, 0,01%, cât? Cu un sigur... sfat. Uh, în, în primul rând, ar trebui să existe o linie în buget legată de asigurări. Acesta este primul lucru. Am văzut foarte și să multe nu zero. Sigur că da. Da. În sensul ăsta, da? Deci, am văzut foarte multe companii care nu iau uh, treaba asta în calcul. Și, uh, cumva, eu cred că trebuie să ajungem la nivelul ăla de educație antreprenorială și managerială, că nu e vorba numai de antreprenori aici, uh, în care să vedem asigurările ca o parte obligatorie a, a cheltuielilor unei întreprinderi. Da? Pentru că, până la urmă. Ca administrator, ca manager, ai o răspundere față de acea companie, față de activele ei, față de angajații ei, da? și răs responsabilitatea asta pe care o ai, o poți gestiona într-o bună măsură și prin asigurări. Și atunci trebuie să ajungi să ai asigurările în buget, așa cum ai utilitățile. Deci, ăsta e primul lucru, trebuie să le iei în calcul. În al doilea rând, estimările astea țin foarte mult de tipologia de business. Dacă avem un business, cum dădeam exemplu la începutul emisiunii, cu active uh, multe, acolo probabil că vorbim de, cu siguranță nu vorbim de procente da? din valoarea celor active, vorbim de uh, ordinul a 1-2 la mie din valoarea seturilor, uh, mai puțin de 1 la mie din valoarea cifrei de afaceri, depinde de la ce ne raportăm, da? Uh, cum era vorba în exemplu pe care l-ai dat tu mai devreme, cu 15.000 de euro primă de asigurare și 700.000, un milion daună acoperită. Uh, ce vreau eu să subliniez aici este că cea mai mare parte are, cei mai mulți oameni în România au reper, când vine vorba de prețul asigurărilor, au reper, reper asigurările auto. Asigurările auto 7 sunt, sunt cele mai scumpe asigurări pentru că și frecvența de daună este cea mai mare. Adică o mașină casco se lovește o dată pe an, așa, o mașină asigurată casco se lovește în medie o dată pe an, sau una din două se lovește o dată pe an, pe când clădirile iau foc cu, altă, cu tot o altă frecvență. Da, și dimensiunea pagubilor. Rar, mână -mână -mână. Dar bine. Și atunci, dacă reperul ăsta e la auto, ni se pare că asigurările celelalte scumpe. Dar, de fapt, sunt mult, mult mai ieftine decât credem. Da? Și tu ce trebuie să faci este să pui o întrebare unui broker pe care l-ai ales și în care ai încredere să-ți dea niște variante. Da, pentru că diferența între 1 la 1000 și 8% este de 1 la 80%. Exact. Suntem la finalul emisiunii noastre și data viitoare o să-ți propun să vorbim despre antreprenorii care consideră că asigurările sunt costuri inutile, că nu e nevoie de un buget uh, și în ceea ce privește asigurările pentru mine e foarte clar, să ai o asigurare e mai ieftin decât să nu ai una. Sunt Sergiu Costache, vă reamintesc că ora de risc este o emisiune despre și pentru cei care conștientizează că există riscuri și că există și soluții. Noi venim în fiecare emisiune cu soluții. Tema a fost asigurări care îți cresc afacerea și cred că ați înțeles cum funcționează, pentru că invitatul ediției Victor Schreier, CEO la unui cunoscut broker de, de asigurare, chiar este specializată în genul ăsta de, de activități. Până data viitoare, abonați-vă pe YouTube, o să revedeți emisiunile care v-au plăcut, chiar și aceasta, și vă spun ca la fiecare final, asigurările sunt ca centurile de siguranță. Ti se par și incomode și inutile până ai odată nevoie de ele. Rămâneți pe refi, căci colegii mei au pregătit emisiuni din ce în ce mai interesante. Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, asigurări și pensii.